E ce Dacia are ăla? Sandero. Da, ce Sandero. Dar de unde au ăștia atâția bani de jet Dacia din alea, mă? Ha? El a ieșit? Nu știu dacă a ieșit. De unde au atâția bani? Deja au ăștia Dacia din alea. Ha? Majarule. Hai că Laurențiu mă așteaptă. Pe tine, pe normal. Mamă, dar ce Dacia și fac frumoasă și-o luat ăla. Pe nu? De unde au atâția bani? Zic că tu trebuie să știi. Păi știți, milionari în România. Ha? Cum? Au... Dar tu, de unde ai atâția de ți-ai luat? Nici ce mașină ți-ai luat? Păi acum au fost promoțiune pe Franța. E? Da. Angeboturi. Hai de capul. Extraordinar. Majarule, dar câte locuri din astea să vede drumurile? Nică s-o chis. S-o străcat? Așa. Extraordinar cum îți arată. La mine sună țiribău. Da. Dă-i paci. Centura. Dă-i paci. Hai că-i stresat, s-o serios. Oh, nu se oprește. Nu vezi asta. Dar dacă nu, te... Cum nu se oprește? Nu. Vezi, Nică s-a oprit. Nu se oprește. Nu? Așa face până la vatra dormi. Da? Nu. Dă-i, bagă mare. Hai, dar ce vreme splendidă, formidabil. Da. A fost gheață pe asta. Așa ceva de când bine, noutăți, dai pași gheață. Ce tu te plângi, ca săraci că a fost gheață. Noutăți. Noutăți. Pare bine că am ajuns cu mașina nu spartă. Da? Da, la banii ăștia care ai dat pe mașină, cred că merg numai în restaurant, e de fiță. Mă rugam la Dumnezeu să nu-mi spargă mașina. Serios, a fost cât ou. A fost pe Germania zăpada. Bă, ai dat drumul ăsta de bate soarele în cap. Vedeți, mă, românii, mă, mâncați, să facem insolație. Nu facem insolație pe drum? Ei. Cațaș, cum să trage și dă-i și ăla, să vedem cum are. Ai de capul meu și eu mă palesc cu... Dar are televizor în din astea? Da. Ai. Bă, omule, bă, dar ce mașină, cât a fost majarule? 120.000. Hai de capul meu, dar când Dumnezeu să-mi iau eu așa ceva? Bă, 120.000 e un apartament cu 3 camere. De unde să-mi iau eu așa ceva? Bă, dar cât, hai să mergem că nu stăm acolo să schimbe, că-i dau eu lei. Da? Îi dau eu lei și da. Las că-i trebuie de mers la... departe. Atunci urcă sus de acolo în ea, pe bordură. Du-te, urcă pe bordură, că e verde. Și vine și el sus pe bordură. Nu, lasă și-a schimbat el, hai că merem. Da? Nu, da. Eu nu ți-am zis. Extraordinar să... 100... Bă, oameni, eu v-am spus, ca să... să-ți iei mașină de calitatea asta, ori trebuie să ciordeles, ori trebuie să lucri în cooperare cu mai mulți oameni, să ai firmă, să ai din astea. Înțelegi? Mi-am dorit-o asta de mult. Da? Și da, îți dai seama, nu? Hai de capul meu ce tare, serios, dacă nu uitați-vă, fraților. Uitați borduri și din astea, ce Lamborghini și ce figuri care... Și consumul cât îl are, majarule? 7-8%. Doamne ajută. Da, seama care sistemul ăla cu consum mic, pentru că e mașină nouă, stai seama. Aha. Acum și motoarele mari nu au consum. Bă, eu v-am spus vouă, no, asta înseamnă să fii șmecher, să ai pretinii, mă, calitativ, nu? Nelson, Țăru, ce faci? N-ai bani de o cafea, n-ai bani de troleu, n-ai bani nimic. Aștepți, lasă-l că lasă să duce. Ăla nu mai mere, stă pe loc. Nu, serios, eu am crezut că mere în marșalier. Extraordinar, oameni buni. Stai să-l vedeți pe pretinul lui. Ce merge de sare Becali fix, pix. Da, e foarte tare și-a lui. E mai tare ca lui Becali. Da, e frumoasă, rău.
Și culoarea, să opresc și fac poză. Și culoarea, ce culoare are, extravaganță, nu așa. Bă, dar ce televizor, bă, și cum ți arată munții, bă, majarule, bă. Extraordinar. Strada Primăverii, tă-tă-tă-tă, ți arată. Da. Noaptea, cred că e discotecă în mașină. Serios? Vezi că te lovește tramvaiul, unde mergi, nu, dar săracule? Nu știam ce face ăsta. Nu știam ce face ăsta. Provocai incident. Provocai incident, du-te, du-te că te lasă. Nu, da, da, dar nu, că oricum mă opream, îți dai seama. Nu mai opream așa. Am o dare, că nu opream. Vezi că pe ăla trebuie du-te, că ăla trebuie să stai. Stați convinți, stați convinți. Nu te eventolature. Da. În tine era să intre ăla. Da, ai văzut cum conduc ăștia? Da. Hai de cap. Merem pe undeva, pregătim un traseu. Unde vrei. Sunt la dispoziție, cu tot ce trebuie. Dai seama. Cum stă bossul? Îți dai seama cum stă când îți scută ce trebuie? Păi normal. Avem opțiuni, nu? Vei? Asta ce fac? Duce-mă într-o lăture! Uite și ăsta, nu se dualizeară. Băi, om, linia asta. Poftim. Ce faci, bă, ce? Țărani, bă? Am un faci, du-te, bă! S-a făcut și cu mâna. Ieși. Ai ce mere. Dar mă, majarule, sticla aia de acolo ce-i? Păi aici îmi arată kilometrajul. Care pe sticla aia? Stradă, da. Și te duci după cum acolo te orientezi. Dacă îți rata, te uiți după... Du-te, mă, ai de capul meu. Uite, uite, da, 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 kilometri te duci. Uite acolo. Extraordinar. Vezi? Uite, vezi? Și și lupă, mărește și strada. Da, ha? Da, da. Ai de mine, așa ceva. Uite, mă, Gicu. Ai de capul meu. Era fasole verde, o făcut Liana, dar chiar atunci a terminat-o până să răcea. No. Trebuia să stai, bă, mașarule, bă, dar ce tricou ai, bă, mâncați așa. Albinuța, corona, nici nu mai trebuie ca să vă spun sistemul din ce... Înțelegi? Mașarul întotdeauna aici, nu i-am față, îi place bagă calea. Ai tărmânii pe noi. Ce mașină, zice, iar au venit ăștia de la guvern. Iar au venit ăștia, uitați-vă, mâncavaș câte din astea are. Hai de capul meu. Noni. Gama Mercedes, oameni buni, ia uitați-vă. Vedeți-o? Eu v-am spus. Ni. Cerul înstelat, figuranți, minuni, talente. V-am spus că lui Becali e nimic pe lângă. Ni. Nici nu vreau ca să zic prea multe. Hohenzollerul e asta. Vedeți-o? Șalul majarul, uitați-l pe majarul. Pregătit să moră, să meargă la Wimbledon, să o susțină pe Halep. Frumos tare aici la... A? Nu putem să schimbăm și noi $1000. Cursul? Și 1000 de ponci. 1000 de ponci? Da. Cursul cum e, majarule? Cursul din scădere, că au venit fraierii în România, adică au venit băieții din Occident și amudară, că își trebuia să o șmecheri. Ce o zis, intre cu valuta forte? Da. Și după da, august, iar e cursul normal. Am o fine lume, îl dai seama. Dar fii atent cum o parcat ăsta, n-o unde mai dai tu în spate? Numai ca să nu poți tu ieși. Nu, dar nu știu ce e cu asta, că la mine dacă... Stai să vedem. Ia. Vezi, de-aia e bine să lași distanță în față, că nu știi... Nu știi ce... Nu știi ce surpriză ai. Da. Uită-te. Suntem aici, oameni buni, așteptăm să se deschidă schimbul valutar. Hai la umbră, majarule, că ne rupe. Litoral, Dubai, vara asta, nimic? Păi plecăm, nu? Ha? Unde plecăm, zi? Ce? Unde zici tu? Ce surpriză avem? Anul ăsta e anul cu surpriză. Mă duc la Cannes, Serus! Serus! Mă duc la Cannes, vii la Cannes, merg la Cannes. Vin, dar...
Deja tu cunoști locurile pe acolo. Eu sunt mai lângă Cannes, acolo. Restaurant Saint-Tropez, una alta. Am fost gata, deci am dus și camioanele la Paris. Da, cu neamurile lui Louis de Funé, nu te-ai întâlnit pe acolo? Nu, ne-am întâlnit, nu, că... Îți pleca astăzi acum. Îți pleca astăzi în rai. Bă, dar de unde ți-ai luat tricou, bă, mâncață? Am de unde am putut lua? Da. Italia sau Franța? Italia, dai să... Italia. Milano. Dolce Cabana, nu ca să Milano. Care, Laurențiu. Unde, a venit deja? Păi, că mi-l trimite, că știi de ce trimite mesaje de acolo, că mașina e interzisă. Nu poate mișca nimic. Să mai stai, să nu margă, să batăr două trei zile să stai. Laurențiu, ce faci? E ok? O schimba, da. Batăr două trei zile să stai pe aici. Hai un pic, normal, așa a fost prevăzut. Da. Înțelegi? În loc să stai două trei zile pe aici, păi te duci așa, nici n-ai apucat să... valorifici Clujul. Lasă cu Barășcheni. Ha? În septembrie. În septembrie? Na, Laurențiu, atunci ne te lăsăm să pleci. Da. Pe târziu. Pa. Drum bun, grijă la drum. Salut, prietene, salut. Vii la Chișinău? Bă, să vorbesc cu majarul și te anunță. Bun? Pe data de 8, a? Mergem un pic mai... Merge mai repede, pe data de 6, la Chișinău, fraților. Bă, vedeți că ne întâlnim la Chișinău. Pe centru. Salut. Bine. Bine, ceau. Hai, majarule, să merem. Merem la Chișinău, fraților. Vedeți că-s grele. Mă mai pot da jos din mașină, urca. Da, bun. Uitați. Asta-i, mă, când vine majarul să moră, dacă nu cu mașinile care le are acolo, în Franța, rupem toate normele. S-au terminat toate șmecherile, nu există că, domnule, au. Prinde-ți ugulani, majarule. A, pe aici pune va zici tu? Da, mă, uite acolo unde e cu albastru. Mamă, super bine, că oricum trebuie să plătesc Digi, mi-o tăie Digi în Franța. S-o tăie Digi? Unde, în Franța? Da. Ai din aia parabolă. Da, mi l-a tăiat, bată. Nimă ca mu semnalizez colduș. Și unii mă bag, zi. Du-te înainte, faci sensul girator și... A, și vin înapoi. Vin înapoi acolo în ea, parcare. Așa spune, repede, că eu... Uite câte sunt. Ui, chiar în față la... Oricum am deja bamere așa, că nu-i... Aoleu, ce-i înapoi? Dai pașcă, s-au făcut acolo până și-au strâns să ia sculile. Tu n-ai văzut ce-i? O să fac groapă. Climatizator mâncați așa. Nu așa. Dar pe câte grade l-ai pus majarul aici? Auto. Pe 19. Pe 19? Pune-l pe 16, bă. De unde îl pui? Așa. Șaptesprezece. 16. Acum, da, e bun. Bagă mare, pe așa, nu vezi că ce-i. Ia uite și ăsta, GT din ele, sunt grele. Nici nu se aude motorul, majarule. Nu, sincer, foarte bine, mă. Cred că m-am mut și eu pe Mercedes. Bagă-te pe banda aia, oriunde te bagi, ești. Ești zămislit. Acum văd că pleacă unul de acolo. Sunt o groază de locuri. Da? Mergem cu majarul să mâncăm o prăjitură, să plătească, cum îi zice, Digi. Da. Ce-o zis, Belo? Te sună? Da, foarte de treabă. Da. Mersi, Belo ăsta m-a ajutat de unul. Bine, Belo, că bun. I s-a întrerupt apa caldă. Da, e foarte bizar, că centrala merge, ori o scăzut presiunea, ori las că vine el. Da, ce central ai? Ceva nemțască. Motan? Nu știu, că
A fost scump, oricum. Nu. Ce-i cu aglomerația? Zici că mere lumea la târg. Nu știu, majarule, că când apar tu cu mașina, întotdeauna se adună oameni și lume. Așa, e, vezi tu. Când apar cu mașini din astea grele. Asta, uite, a parcat un ciuci acolo, dar tu n-ai cum aici, numai mai încolo. Du-te că mai este loc. Dacă o pun în spatele lui ăsta, ce are? Nu, vine și te amendează. Și ce? Veni, majarule, te amendează. Treaba ta, pe mine nu mă interesează, de aia este loc. Ni. Ia, pleacă un tep și acum, Nila, ia da. Dar se bagă ăla la altă. Se bagă ăla la altă. Nu-i bai, bag pe străduță, eventual. E pe străduță. Așa. Și prostul ăla, uite-te, așa au parcat. Uite, da, da. Uite. Stai, așa au parcat, care să plece, că ăștia trec, au rămas în pană. Ăștia un ping. E. Aoleu. Așa au parcat ăla, de ocupat două locuri. Poftim. Bă, tată, bă. Bă. Uite, vezi, majorul aici. Aoleu. E tare de tot. Mie, mă, o duce și eu pot băga aici. Da. Dar la o împingem viteză, mă. Nu. No. Nu vezi, nu, că nu știu. Ia, mă pun. Ia, corect. Bagă mare. Bagă. Ai, ai. Dai cu spatele, majorule. Ce mai vrei când îți dă mașina din astea mâncața și sofisticări din alea, gata. Numai că te chem că lovești borduri și lovești din alea. Da. Frebuba, made in Italia. Dar ce faci, țiții? Să o dau mai repede bordura, înțelege? Ia bordura în sus și bagă mare, că n-are nimic. Dă-i, 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 dă-i. Op! Zvanga. Asta-i, mă. Parcare reușită. Vezi? Ne dă în jos. Ne dă în jos, că nu merge cu din astea cu noi. Ia. Hai. Ui. Salut. Hai la Mociu, viu. Viu la Mociu. Îți dai seama? Mamă, Digi chiar aici. Da, bă. Te derajează, mă duc să pe... Nu! E cum, mă, e mai ieftin ca și ăla altă. Majarul l-a înghețat. Ia! Cea mai bună înghețată la Cruș, la Boca... Prima dată gusto. Wow! Pe bune! Da, parcă ești la Milano. Așa-i bună. Da? Chiar foarte bună. Bună, doamnă, foarte bună înghețata. Sincer, serios. Deci când zic așa ceva, apoi asta cu ciocolată și pistache mă omor. Sunt 130 de grame. Foarte bine. Sunt 130 de grame de înghețată.